și iubita lui prima apariție într-un platou de televiziune. Aflăm în premieră cum s-au cunoscut cei doi, cu ce se ocupă noua parteneră a cântărețului, dar și ce a spus familia lui despre Miruna. Trecem peste acest moment, a fost așa un moment rapid, cât să ne revergorăm puțin și sunt cu gândul la versurile pe care am intrat, cu ceva cu foc la inimioară. Cu foc la inimioară este și invitatul nostru, sau sunt și invitații noștri. Bine, noi vorbim despre el pentru că pe el îl știm de când era micuț-micuț. Pe dânsa, nu știm însă, nu mai este așa micuț nici el, a crescut și iată-l având o relație frumoasă, o relație cu o domnișoară foarte frumoasă. Văd că este foarte îndrăgostit, mai devreme vorbea și cu mama soacră, ca să știți. Și o numește pe Instagram mai nou nevasta mea. Cum? Păi da, așa îi zice. Nevastă? Tu crezi că s-au căsătorit în secret? Așa se poartă acum mai nou. Insulă. Da, cine știe, o să ne spună chiar el, mă rog, ei. Omar alături de Miruna. Da, și voi mai tare hitul ăsta, vă rog frumos, aici am plato. Ce faci, Omar? Sunteți foarte drăguți. Și bine, după tine te știu, dar pe Miruna, uite, o cunosc acum. Mi-am adus prințesa, că Natalia mă întreabă de luni, de zile, de fiecare dată când vin la voi. Am înțeles că o numești soția mea. Evident. Ești hotărât? Evident. Deci, chestia asta, nu, ca să știe lumea, da, acasă, chestia asta în spate, în regie, am vorbit cu doamna asistentă de producție și deja s-a aflat treaba asta. Eu n-am vorbit cu nimeni treaba asta. Că te numește soția lui. Păi am un singur cuvânt de zis. Este? Exact. Da. E dat? Gata, ne-am dus. A primit inelul. Hei, ți-am dat un inel. Nu avem vorbele la noi. Nu, că nu e cazul. Eu pe mine mult timp mi-a spus că am cântat la balul Ieva de Boboci. Acum cât timp? Acum mai mult timp, dar n-ai cântat, ai venit, dar nu contează. Ai prezentat, Andrei. Ai fost MC. A trebuit să prezint. Ideea este că am fost... Ca să știe lumea cât de ocupat e, Andrei. Da, ideea este că am fost pe acolo. Acum câți ani? Acum vreo 4 ani, 5 ani. Ați vă dat seama că vă repreniți acum. 16-17 ani. Relevanță. Ca să știți cât de bătrân sunt. Aia este. Vă invităm pe canapeluța îndrăgostiților, pentru că în această după-amiază este canapeluța îndrăgostiților. Deci în stare de șoc. Uite, mai aici. Perfect. Cât mai la margine. Deci Miruna este doamna Omar. Omar e domnul Miruna și Miruna e doamna Omar. Ești prea departe, Andrei, mi-e doar de tine deja. Asta este, viața ne-a... Lasă, voi stați aici lângă mine, că poate să ia și la mine. Odată n-am fost în 30 de ani cerută și o căsătorie. Odată, am uitat, pardon, de mult. Uite cum uită, mă. Ai primit și inelul? Nati, ai primit și inelul? A fost o nebunie întreagă. Sau te-a cerut așa, vrei să fii? Mi l-a arătat prin... mi-a trimis poză, că uite, vreau să te iau de nevastă. Mamă, așa rău. Da, Natalia, dar tu și te lași greu. Sunt hard to get, mai Omar. Da. Lasă, poate te ia de nevastă fratele meu din Delestrapanele, Slezie. Deci știi că ți-a zis de multe ori că te iubesc. Ar fi drăguț. Am vrut să te întreb, cum ai cerut-o pe Miruna de nevastă? Să vă zic un lucru. Eu știți cu toții că sunt musulman și cumva e prima oară în viața mea când iubesc cu adevărat și când sunt atașat de un om în halul ăsta. Cumva... Bine, ai 20 de ani. Deci n-aveai cum să ai foarte... Vrei să zici că m-a prins ploaia, Natalia? E greu. Dar este prima oară când ești foarte, foarte îndrăgostit. E prima oară când sunt în halul ăsta de îndrăgostit. Cumva viața mea s-a plimbat numai în jurul muzicii. Până acum nu am pus accent și dragoste pentru nimic altceva în viața asta. Dar ai mai avut relații înainte? Am mai avut, da. Împreună am mai avut relații în trecut. Evident că a trebuit să descoperim lucruri, să învățăm lucruri noi. Dar cumva, moldovean ca asta l-am pus capac, m-ați înțeles? Da. Și cam asta a fost. Aici am ajuns.
tocmai că asta a fost, asta e lucrul cel mai important, de fapt, faptul că muzica mai mult ne-a legat. Adică el a spus că a fost preocupat de muzica atâta timp, dar faptul că împreună facem muzică, asta ne-a legat și mai mult. Tu faci muzică. Evident. Uite, eu nu știu lucrurile astea și are cea mai frumoasă voce pe care o cunosc. Da? Miruna, da. Minunat. Când mi-a plăcut de ea, prima oară mi-a plăcut de vocea ei și după aia de ea, da? Ca om. Adică eu i-am auzit vocea prima oară, n-am văzut-o la față, eram în facultate. Și am auzit-o cum cânta aia la admitere. Și aia m-a distrus treaba. Bine, aia, vocea. Bine, eu nu știam asta atunci, a fost... Evident. Minunat, uite ce i-am zis. Ce început frumos de relație până la urmă. Da, frumos. Uite, imediat cam vă pe Miruna să-i și cânte lui Omar, așa puțin ca o declarație de dragoste, să te văd pe tine așa cum, cât de îndrăgostit ești. Luăm o scurtă pauză, vreau să aflu totul de a fi rapăr, cum a decurs cererea. Cine te-a ajutat să găsești acel inel super? Să zic o chestie, pe pauză toată lumea, intrați pe Instagram Omar Arun și Miruna Underline Diaconescu, dați-ne câteva like-uri și vorbim acolo. E, revenim! Dar intrați și pe Instagram-ul Showbiz Report, că nu strică. Pauză! S-a inventat acul pentru dor, pentru gelozie sau pentru amă. Am revenit, dragii noștri, pe canapeaua îndrăgostiților, alături de Omar și de Miruna. Și Natalia e îndrăgostită, dar acum... Îndrăgostită, da. Subiecții principali sunteți voi doi. Da. Cum a fost cererea în căsătorie? Povestiți. Pentru că mi se pare foarte tare că deja ai cerut-o și ai ieșit și datină. Dacă nu voi nevasta, n-aș putea să explic, îmi dai voie. Viitoarea soție. Viitoarea soție. Sau v-ați făcut și nunta în secret, totul îi zici nevasta. N-am făcut-o în secret, dar am eu drag de ea, de-aia zic așa. V-am zis, adică știți cu toții că eu sunt musulman și la noi cumva căsătoria e un lucru foarte simplu de făcut. Nu, tradițiile sunt foarte diferite față de... O să facem tradiție musulmană sau tradiție creștin-ortodoxă? Tradiție musulmană musulman. Am făcut-o, da. Și e un lucru foarte simplist, de-aia nici n-am pus cumva foarte știu mult. Știu că trebuie un martor, nu? Exact, da, sunt câțiva martori, eu am fost cu părinții mei. A, deci practic voi v-ați căsătorit. Evident. Dar în religia musulmană, fără fast și cum e la noi, cu invitații. Exact, da, fără. La noi nu se practică așa, dar cu toate astea, căsătoria, la nivel cumva spiritual, reprezintă jumătate din ceea ce înseamnă Islam. E un lucru foarte important în fața lui Dumnezeu. Și cumva ceea ce m-a bucurat pe mine a fost că am fost pregătit și mi-am dorit din suflet să fac asta. Dacă m-ar fi întrebat cineva acum un an jumate despre treaba asta, cu siguranță aș fi zis nu, și asta e valabil exact, și la Mițu. Da, și nu ne-am fi gândit niciodată. Clar, a fost o surpriză și m-am bucurat foarte tare că s-a întâmplat. Dar ce au zis, nu știu, părinții tăi, Miruna, de exemplu, pentru că tu ești fată, n-are. Da, mama Micuța. Micuța. A fost puțin șocată la început, ce-i drept, doar că... Doamna Gabi! Vă iubesc, sacra mea, cea mai tare. A fost șocată de cerere. Adică cumva se aștepta că noi doi suntem într-o perioadă foarte bună. Noi ne înțelegem foarte bine și lucrul ăsta se observă foarte ușor. Dar spune că ți-ai zis că o să ne toți te măriți cu mine. Da, mă, dar deci, ca să știe lumea că sacra mea mă iubește. Familia mea cumva premeditat toată chestia asta. Adică noi aveam discuțiile astea când mai mergeam eu pe acasă pe la mama ei din Bârlad, acolo stă, și mergeam la familia mea și vorbeam cu mătușile, cu cum suntem noi la întrunirile alea de familie. Și aveam o mătușă care mi-a zis, fii atentă că tu într-un an de zile tu te măriți. Și am zis, hai mă, Doina, lasă-mă în pace că nu se poate. Ceva, în se uita în cafea, în cărți sau ceva, nu, pur și simplu a fost așa. Doar duce capul, normal, s-a prins. La cum vă văd, voi vă luați, nu mai stați mai mult de un an. Dar tu ai vorbit cu cei din familia ei înainte să faci să o ceri căsătorie? Nu, eu am cunoscut-o pe mama ei după. Atât de dulce sunt, încât efectiv și-a lăsat fata să se mărite cu mine fără să mă vadă. Ce-au zis părinții tăi, Omar? Părinții pentru că și la, fost... voi, și la voi e o chestie. Da. Pentru că acum râdem, glumim, dar realitatea este destul de dură. De multe ori musulmanii își doresc tot în viața lor tot o persoană de religie musulmană, iar noi creștinii, sigur, avem, pentru că nu cunoaștem foarte multe despre ce înseamnă musulman, vedem numai lucruri denaturate la televizor și distorsionate, la fel, ne gândim sau bănuiesc că mamele de fete se gândesc că, Doamne, a luat un musulman, eu știu ce o să se întâmple acum. Nu, bănuiesc că ați avut și probleme. E foarte corect, trăim într-o lume în care se întâmplă treaba asta, numai că eu sunt foarte degajat. Ea în continuare își păstrează religia și eu pe ea
am sfătuit-o de la bun început să-și cunoască religia ei mai bine. De acord. Și să învețe mai multe lucruri legate de religia ei. Am sfătuit-o să se roage mai des, am sfătuit-o să fie mai aproape de Dumnezeu. Că până la urmă, dacă facem amândoi lucrul ăsta, indiferent de ce, na, cumva oamenii caută zânzanii între religii și alea, la mine n-a funcționat niciodată așa și pot să mor cu ea de gât, și... așa cum e ea creștină, fără nicio treabă. Iar mama mea chiar n-a avut nicio problemă legată de chestia asta cu religia. Deci chiar n-am avut discuții care să ne apese în vreun fel anume. Dar uite, de exemplu, părinții tăi, Miruna, au spus că își dorește ei o nuntă așa cum fac românii. Cu intrat în biserică, pentru că atunci intervine o problemă. Pentru că tu nu vei putea intra în biserică, bănuiesc, nu? Nu intri în biserică, că nu, da, nu intri. Noi am vorbit toate lucrurile astea și totul este foarte bine. Adică am stabilit, mami, mama, ceea ce facem noi la moschee este un lucru foarte simplist. Nu e nimic extraordinar. Și nu vă doriți și chestia asta cu oameni, ba, petrecere? Da, normal că o să fac asta, da. Asta vreau să zic, o să fac nuntă pentru toate națiile, care e problema? La aceeași nuntă o să fie și hore, și manele, și muzica arăgască. O să vină showman de aia cu tocmai. Asta nu înseamnă că fiind musulman nu poți să intri într-o biserică, sau fiind creștin nu poți să intri într-o biserică. Eu rugăciunile mele de musulman le pot face într-o biserică, fără doar și poate. Nu există așa. Astea sunt zânzanii pe care le fac oamenii pe internet, pe toate. Plus cele de asta, religia musulmană, nu știu cât știu dintre cei de acasă, Coranul recunoaște, în primele pagini ale Coranului, îl recunoaște pe Iisus. Evident. Da, evident. Nu cum îl recunoaște noi ca fiul al lui Dumnezeu, ci ca profet. Evident. Dacă deci, nu crede în Iisus, nu pot să fiu musulman. N-am cum să zic că sunt musulman să zic că asta, nu cred. Asta e o chestie scurtă de religie în care, uite, ei acceptă religia noastră sau îl acceptă pe cel pentru care noi ne rugăm de cele mai multe ori pe Iisus Hristos. Și v-ați gândit la acest eveniment când va avea loc? Dacă vreau să terminăm facultatea. Și e bine că mă țineți cumva de toți acești pași. Evident, da. Pe la facultate ne-am cunoscut și dacă tot am început acolo, să o și terminăm. Exact. Și după aia vedem noi de toate lucrurile. Da, dar o să fie show mare rău de tot. Fac bani din trapanelele astea care bubuie YouTube-ul și vă chem să dansați tot așa. Da, ne ajută. Și cu toți așa, familiile între ele când sau cum nu se s-au vor întâlnit, cunoaște? Nu s-au întâlnit. Părinții mei cu mama Mirunei nu s-au întâlnit deloc până acum, dar o să întâlnească că vine soacra mea la București. Trebuie. O aștept cu flori și gătesc ceva. Trebuie să se întâmple lucrul acesta, pentru că e firesc, voi v-ați mama iubește sătorii enorm de mult pe Omar. Ei vorbesc toată ziua. Mama o sună. Și vreți să vă mai zic o chestie? Omar la fel, eu vorbesc cu el. Taică-mi e fana mamei Mirunei, pentru că atât Miruna cât și mama ei cântă, ea de la mama ei are talentul. La mine în familie a fost o excepție să fiu eu primul care să aibă talentul ăsta fenomenal. Dar la Miruna ia luat talentul de la mama ei. Și tata o ascultă pe mama ei, pentru că tata e un mare fan. Vreau să vă pun o întrebare de baraj. Miruna, ce are Omar și n-au avut alți băieți în viața ta? Omar? Hai, mai facem o emisiune. Omar, ce vrea. Astăzi te-au murit la Omar. Nu mai contează ce n-au avut. Dar bineînțeles, nu, ce are el în comparație cu tot ceea ce ai întâlnit? Omar știe ce vrea. Și în primul rând știe foarte bine cum să mă facă să zâmbesc întotdeauna. Eu n-a mai existat moment în care să fiu supărată, tristă, de când sunt împreună voi cu el. Voi v-ați cunoscut în martie, nu? Ai spus. Nu, noi ne cunoaștem de când a început facultatea, de acum 2 ani. S-a început relația în martie, nu? Da, și relația în martie. Exact. Omar, ce are Miruna și nu au avut alte fete? Pentru că voce. Tu ai cunoscut destul de multe fete, bănuiesc. Voce tare rău de tot. Bine, și ce să nu poți să iei o fată pentru voce? Trebuie să o iei pentru calitățile... Da. Dacă ți-a spus te iubesc și te-ai impresionat la ureche suavă, așa... Da, găsesc multe lucrurile aia, dar vreau să vă zic, că asta poate să confirme și ceilalți, nu zicem, pentru un bărbat, o fată care cântă bine, e foarte tare. Și dacă, de exemplu, îți ferească Dumnezeu, uite, răgușește într-o zi, ce faci? Nu mai iubești? Să cânte la pian, bine rău de tot. Nu, dar acum, afară de acest statut și acest avantaj, Miruna. Asta e o calitate pe care o are. Da. Asta e o calitate specifică meseriei, dar dacă ar fi să iau chestii de-astea general valabile, care oricum ea nu are prea multe, că ea e special în felul ei, nu e general valabilă, nu pot să o descriu așa, dar cred că pasiunea pentru a face lucrurile ca la carte m-a spart și inteligența ei. Adică m-a ginit din prima, știe ce gândesc, ne înțelegem din privire, e un haz de-asta pe care... A fost dragoste la prima vedere când ai văzut-o, ți-a plăcut de ea, ce nu știu, ochii... Da, dar n-a știut niciodată, ea acum știe treaba asta. Ce te-a atras de prima oră când ai privit-o? Vocea ei, când am auzit vocea, nu o vedeam, era într-o sală și doar am auzit-o cântând. După ce n-ai mai auzit vocea și ai văzut-o, când ce te-a atras? Când am văzut-o, mi-a plăcut felul în care râde. Ea acum e puțin emotivă, dar dacă o vedeți cum face, cum mai suntem noi, mă rog, la Omar,
masă pe la terasă, când mergem la, era să zic firma, supermarketul de-astea, suntem și eu acolo. Da. Facem toate relele din lume. Doamne, dar oamenii poate să vadă pe TikTok-ul meu, Omar Arnaut, ce facem noi în... Am deci mă super distrat. Așadar, da, intrați la Omar pe TikTok, pe tot ce înseamnă da. Facebook, în seara Instagram. Asta facem live amândoi pe TikTok-ul corect. Meu. Și la Miruna. Cântăm, râdem. Acolo vedem și cum ai cerut în căsătorie? Nu, no, nu. No. A fost o chestie pe beznă când am cerut. Da. Da. Oricum, Minelu, foarte frumos. Să-l stăpâniți sănătos, să vă iubiți. L-am ales să aveți... cu prietena aici, mai bună, cu Denisa. Da, m-am chinuit mult. Minunat, să aveți grijă. Nu e mare șmecherie, dar l-am luat din banii mei munciți. Să aveți grijă unul de celălalt, uite, da. Un lucru frumos pe care l-am luat din banii tăi. Da. Și ce să zic, noi vrem să vă auzim cântând pentru da, că... avem o piesă care cumva acum noi suntem fericiți rău. Ea urmează să scoate și ea o melodie care e mai sistem, așa cum îmi place mie, am copleșită și pe ea de dragostea pentru sisteme. Și piesa ce pe care o cântăm astăzi... sisteme, adică ce? Sisteme, adică ce facem adică noi acum, mai... trapanele, muzică din asta nebună. O să vă placă rău piesa aici și o să vină și ea aici la Antena Star să o cânte. Și pe lângă asta, mai de mult noi am... am făcut o melodie mai tristă, mai de dragoste, așa, dar o să vă placă la nebunie, o găsiți pe canalul meu de YouTube. Am înțeles. Da. Haideți să cântăm. Haide. Cum îi spune piesei, dragostea dragoste e? Dragoste păcătoasă. La voi dragostea nu e păcătoasă, nu dragostea este, e pură nu. Și nu sinceră. Mulțumesc. Haideți să prindeți scena aici de la Antena Star, să ia, uite.